atac în Ucraina, deputata Nadia Savchenko a fost arestată. Ea pregătea un atentat împotriva președintelui Rividiu. Savchenko nu a negat acuzațiile. Procurorul sublinierei Iurii Lupsenko le-a spus parlamentarilor joi ce Savchenko plănuia un act terorist la scară largă în Kiev. El a acuzat-o ce a ajuns la o înțelegere cu rebelii susținuți de Rusia pentru a obține armele necesare unui asemenea atac, mai ales mortiere de 120 mm, arme de calibru mic, cu subliniere T, subliniere I, grenade. Parlamentarii au vizionat un videoclip în care ea apare vorbind cu doi oficeri despre planurile sale de a ataca Parlamentul. Savchenko a zâmbit, sublinierea i-a râs la vizionarea videoclipului, sublinierea i-nu a pus la îndoială autenticitatea acestuia. I-a spus ce guvernul corupt al Ucrainei trebuie dat jos, dar a descris complotul ca fiind o provocare. Tireinial. Rada Suprem Parlamentul Ucrainean i-a ridicat joi imunitatea deputatei Nadia Savchenko, fost pilot militar care a devenit eroi național după 2 ani în detenție în Rusia, acuzat acum de pregătirea unui atentat împotriva președintelui Ucrainei, transmit AFP subliniere IDPA. Solicitarea parchetului general de ridicare a imunității parlamentare, arestare sublinierei plasare în detenție provizorie a Nadiei Savchenko a fost aprobat cu 260 de voturi pentru, fac de pragul necesar de 226. Nadia Savchenko, sublinierea i-un complice, au planificat un atentat terorist de mare amploare, chiar în incinta Parlamentului, vizând exterminarea liderilor CERI, printre care președintele Petro Poroshenko, a declarat în Parlament procurorul general al Ucrainei, Iuri Luchenko. Complicii mai intenționau să lanseze tiruri de mortiere în centrul Kievului pentru a ucide civili, cu scopul de a crea haos, subliniere i-a acaparat puterea, a mai spus Luchenko. După votul din Parlament, un judector de instrucție s-a prezentat în fața deputatei, în Parlament, pentru a-i citi actul de inculpare, subliniere i-ai CRS, le însoceas claseul serviciului de securitate, unde urma să fie arestat oficial. Nadia Savchenko s-a conformat cererii. Nadia Savchenko, în vârstă de 36 de ani, fusese condamnat la 22 de ani de închisoare în Rusia, pentru ce, potrivit acuzațiile pe care ea le-a respins, ar fi furnizat armatei ucrainene poziția a doi jurnal, subliniere T, ai televiziunii publice ruse, uci subliniere I, de un tir de mortiere în iunie 2014, în timpul conflictului din estul Ucrainei. Eliberat în 2016 în schimbul a doi rusublinierei închis sublinierei în Ucraina, Nadia Savchenko a fost primit ca o eroină la Kiev. Cunoscut ca având o personalitate puternică, ea a apărat apoi poziții controversate, învinuind Kievul pentru conflictul armat cu separatii, subliniere tip pro-rus, subliniere I, din estul cerii sau întâlnindu-se cu liderii separatii, subliniere tip pentru negocieri vizând eliberarea unor prizonieri ucraineni.